Noi, conducerea Partidului Poporului, Dan Iasconescu, ne-am pus bazele și îl vom susține până la final. Vreau să vă prezint viitorul primar al municipiului Bistrița, Lucian Adrian Ungur. Bună ziua și bine ați venit! Mă numesc Lucian Ungur, am 39 de ani, căsătorit, am un băiat de 5 luni și sunt jurist de profesie. Am hotărât să mă înscriu în acest partid după multe, multe ezitări. Am considerat că e cel mai potrivit partid pentru ideile care le am și aș vrea să vă prezint câteva din ideile mele. Eu am propus printre proiectele mele, sunt proiecte mai multe, o să vă prezint câteva puncte, locuințe pentru toate persoanele care nu au un imobil de proprietate, minim 16.000 de metri pătrați într-un mandat. Parcări subterane și supraterane. Izolarea tuturor blocurilor de locuințe cu bani din bugetul primăriei. Alocarea de terenuri cu titlu gratuit pentru construirea de locuințe pentru cei cu domiciliu în Bistrița și cartierele aferente. Repararea străzilor cu firme care dau garanție minim 5 ani reparațiilor. Pentru că, după cum știți, în fiecare an reparăm, iar în anul următor mai reparăm o dată aceleași găuri.